Hai că vine să taci aici acolo, dacă nu ești și nu mi-invitează. Alo? Vine în strada Dacia, ești acolo? Așa, și ce vrei să... Mai că te sunt când sunt acolo, coboră jos. Păi eu n-am cum să cobor, vii la mine dacă vrei să vorbești cu mine ceva. Dacă vrei să vorbești... Păi frate, eu vreau să vorbesc eu și tu, nu-mi trebuie camere și microfoane. Păi dar nu puteam vorbi numai eu și tu. De ce nu? Păi că nu puteam. Eu îți promit că o să putem. Da? Da. Nu, bine. Dar și dacă nu mâine, când mâine la conferință sau în alte zile, și tot mersul tău, frate. Nu, crede-mă. Tu pe mine nu mă cunoști, eu te cunosc pe tine. M-ai amenințat deja. Zi-mi o oră să mă întâlnesc cu tine și îi fac comandă la Mitruz Dej, care zici tu. Și vă dau cap în cap amândoi. Ce am eu cu și cu fraierul ăla? Tu de mine tu nu scrie nimica. Mm-hmm. Șterge numărul meu, fă bine. Nici n-ai dreptul să faci chestia asta. Și să ranjim-mă la mai multe. Deci fă bine și nu te întrece cu gluma. Că văd că ești anjmeche în zona asta. Mm-hmm. Nu tu ai spus că până mâine la ora 2 să șterg alea cu Mitruz Daj? Bă, tu ce-mi vorbești mie, mă? Păi se aude în înregistrarea aia. Mai coboară jos. Hai, vezi că după chioșcă aici în spate. Păi și ce, eu vin în spate după chioș? Am mașina parcată acolo, să nu vadă camerele tare. Să vorbim eu și tu. N-am cum să vin acolo, că sunt în izmene, mă. Păi da, brate, eu te aștept. Stau și 10 minute. No, bine. Hai, te aștept.